Acest podcast este pus în mișcare de Autonom, partenerul de drum lung al șoferilor și al companiilor pentru soluții de mobilitate, prezent la nivel național. Așa funcționează creierul nostru. Mereu își găsește ceva, un subiect pe care își concentrează atenția, iar restul informațiilor sunt eliminate. De ce? Pentru că creierul are o capacitate limitată de a prelucra informațiile. Mai ales acum, în epoca telefonelor mobile, ne-am obișnuit să ne concentrăm atenția pe 5 sau 6 inci diagonală, deci foarte, foarte focusați, iar restul lumii practic să nu mai existe pentru noi, atâta timp cât telefonul ne transmite ceva important. Bună seara! Suntem din nou la podcastul lui Damian Drighici. Vă rog să vă abonați la canalul meu. Vă mulțumesc mult pentru toate comentariile și toate e-mailurile pe care le primesc. Vă place ceea ce fac. Aduc invitați diversi. Sunt un om foarte curios și îmi place să învăț lucruri diverse. În această seară, ca de obicei, aduc oameni care fac cu totul și cu totul ceva special, diferit, care depășesc condiția, depășesc orice fel de limită și sunt un exemplu bun de urmat în societate. În această seară am onoarea să-l invit și o să spunem mai departe ce este, dar un om și un exemplu demn de urmat și un de cei mai mari specialiști poate din România și în estul Europei, Daniel Bichiș, master în NLP, Neuro-Linguistic Programming. Bună seara, sunt onorat de această invitație și toată prezentarea probabil se vede, m-am făcut să mă roșesc nu neapărat de plăcere, ci de povara așteptărilor puse pe mine. Sper să fiu la înălțimea acestei prezentări. Cine ești, Daniel Bichiș? Eu sunt un om care se caută pe sine și se tot lucrează pe sine și se tot dezvoltă de vreo aproape 50 de ani. Eu avem 62. Mulțumesc. Un om care vrea cu adevărat să vadă viața și să vadă lumea în acord cu propriile mele valori. Și de aceea, inclusiv la această filmare, nu a acceptat să stea în poziția prescrisă, ci așa cum mi este mie mai bine. De când a început pasiunea pentru ceea ce faci? Eu sunt născut în Brașov și în Brașov există o stradă care se numește Strada Republicii. Este strada pietonală, inclusiv pe vremea aceea era tot pietonală. Și că nu mai știu dacă aveam 11-12 ani, mă plimbam în sus și în jos pe Strada Republicii, observam oamenii și încercam să înțeleg ce gândește și ce își dorește și ce-l frământă pe fiecare dintre cei pe lângă care trec. La început a fost doar o joacă, doar un exercițiu, dar undeva pe la 14-15 ani a devenit o formă de a-i cunoaște pe ceilalți chiar fără să vorbesc cu ei. Ulterior am început să și vorbesc, tocmai ca să verific ceea ce percepeam și am ajuns în cele din urmă, în 1977 era, să mă pregătesc să dau la facultatea de psihologie și să o urăsc din tot sufletul pe Elena Ceaușescu, pentru că a închis facultatea, lăsând-o doar ca o formă de masterat la filozofie. Și atunci am avut de așteptat, din punct de vedere profesionalizare, 20 de ani, până când am reușit să ajung la facultatea de psihologie și cumva să îmi regăsesc drumul. Dar în această perioadă m-am căutat pe mine, m-am dezvoltat pe mine, m-am exprimat pe mine. Ce faci mai exact și explică-le oamenilor ce înseamnă Neuro-Linguistic Programming? Aproape din totdeauna am fost o persoană care
cu greu poate răspunde la întrebarea ce faci, cu ce te ocupi. Tatăl meu era disperat, pentru că îl întrebau vecinii, îl întrebau cunoscuții, rudele, cu ce se ocupă Dan și nu știa ce să le spună. Și sunt în continuare în aceeași situație. Dar, dacă este să vorbesc cu ce anume îmi plătesc facturile, atunci este un pic mai simplu. În România sunt foarte multe elemente din ce se numește în general dezvoltare personală, care cumva au început sau de care este legat numele meu încă de la bun început. Pe 13 iunie 1990 am fondat împreună cu soția mea prima companie care a avut ca obiect de activitate consiliere de dezvoltare personală. Am verificat, la Registrul Comerțului nu există niciuna care să fie anterioară acestei date. Deci, cumva, eu mi-am asumat imediat după Revoluție, eu spun Revoluție pentru că am fost acolo, mi-am asumat rolul acesta de a contribui la susținerea eforturilor și năzuințelor altor oameni în a-și găsi propriul loc în viață, și a-și găsi propria cale, exact, și a-și exprima pe deplin potențialul, inclusiv cel pe care nu-l percep la un moment dat. Deci, practic, cu asta am început și cu asta mă ocup și acum. Și atunci sunt câteva, o să numesc numai trei, sunt câteva domenii care sunt legate efectiv de partea mea de pionierat, de creere a conștiinței că așa ceva există și poate fi inclusiv practicat ca o profesie. Și acestea sunt NLP, inteligență emoțională și respectiv coaching. În cele trei zone, cine mai știe cât de cât ce se mai întâmplă și în România, nu doar în America, știe că sunt un fel de dinozaur care a deschis oul și din oul respectiv, pe urmă, au apărut o mulțime de alte ființe, dar la început a fost un dinozaur și ăsta este cel care stă pe fotoul aici. M-a întrebat ce înseamnă programare neurolingvistică. Este o denumire care a apărut într-un mod foarte haios și cred că merită două minute să povestesc. A fost odată un student care nici el, exact ca mine, nici el nu știa exact ce studiază. Făcea în același timp și matematică și programare, eram la începutul anilor 70, limbajele de programare de-abia se concepeau. Făcea și psihologie, făcea aproape tot ce îi se părea interesant să facă. Domnul Erickson. Nu. Nu. Okay. Richard Bandler. Richard Bandler. Și la un moment dat a trebuit să își plătească singur chiria, pentru că mama lui n-a mai putut să-i dea banii respectivi. Și atunci, el ce a făcut a fost să înceapă să transcrie înregistrări ale unor ședințe de psihoterapie, ale unui psihoterapeut absolut fabulos, Fritz Perls, care avea capacitatea ca în 45 de minute să schimbe viața unui om. Și atunci, Richard a tot transcris, dar la un moment dat și-a dat seama că a început să vorbească la fel ca Fritz Perls, a început să gândească la fel ca Fritz Perls, cumva că l-a luat în el pe Fritz Perls. Și dacă o ședință de psihoterapie cu Fritz Perls pe vremea aceea costa $50, echivalentul la 700-800 acum, a deschis în garajul casei în care locuia sesiuni de psihoterapie în stilul lui Fritz Perls, care nu costau decât $5, deci semnificativ mai puțin. Și tot campusul din Santa Cruz a aflat că cu numai $5
poți să schimbi complet viața. Și atunci, la el a venit un profesor de la Facultatea de Lingvistică, care l-a urmărit și i-a spus, cât mă costă să mă înveți ce faci tu? Era vorba de John Grinder. Iar Richard i-a răspuns, nu te costă nimic decât să mă înveți pe mine să știu cum fac ceea ce fac. Și acest element, să fii capabil să faci lucruri extraordinare, fără să știi exact cum le faci, și să preiei de la alți oameni care fac lucruri extraordinare capacitatea de a face așa ceva, pur și simplu fiind în contact cu ei, observându-i și lăsându-i să te inspire din interior, aceasta este originea programării neurolingvistice. Și acum, cei doi s-au învățat unul pe altul, rezultatul fiind că Richard nu numai că a putut să-și plătească fără probleme chiria, ci și-a cumpărat și un Ford Camaro. Acum, nu știu cât mai știe cineva cum arată un Ford Camaro, dar e echivalentul unui Porsche sau unui Ferrari din vremea noastră. Și bineînțeles că se conduce cu viteză foarte, foarte mare. Și era o zonă, în Santa Cruz sunt serpentine, cam cum sunt pe Valea Prahovei. Era o zonă în care era o limitare la 30 de mile pe oră, la 50 de kilometri pe oră a vitezei. Dar bineînțeles, un Camaro nu se poate conduce cu mai puțin de 80 de mile pe oră. Și Richard fusese la bibliotecă, avea niște cărți cu el și a venit un polițist în spate și l-a oprit. Actele, tot protocolul. Știi cu cât conduceai? Nu eram atent, mă gândeam la treburile mele. Îți spun eu, conduceai cu 89 de mile pe oră. Știi cât este viteza limită aici? Nu eram atent, mă gândeam la treburile mele. 30. Așa că o să primești o amendă frumoasă. Și începe polițistul să scrie procesul verbal și ajunge la rubrica profesia. Și îl întreabă pe Richard, ești student, nu-i așa? Nu. Știa că dacă spune că este student, nu mai are niciun fel de șansă. Și atunci ce ești? Și Richard s-a uitat la cărțile pe care le avea pe banchetă lângă el. Și era o carte despre un limbaj de programare. Era o carte a lui Noam Chomsky despre relația dintre limbaj și gândire. Și și era o carte de neurologie. Și a lăsat cele trei concepte să se amestece, s-a întors către polițist și a spus: I'm a neurolinguistic programmer. Deci sunt un programator neurolingvistic. Polițistul a început să scrie auzi? Promiți că nu mai mergi cu mai mult de 30 de mile pe oră pe aici? 50. 30. 50. Ok, te las cu 50, dar niciodată să nu mai mergi cu 80. Și a dat drumul. Pe bucata de vreo 10 mile care, pe care o mai avea de făcut până acasă, Richard a stat și s-a gândit și și-a dat seama că în aceste trei cuvinte, în combinația acestor trei cuvinte, există o putere extraordinară, inclusiv de a schimba gândirea unui polițist care e în curs de a-ți scrie o amendă. Și atunci l-a sunat pe, nu existau telefoane mobile, l-a sunat pe John și a spus, am în sfârșit numele pentru ceea ce facem noi. Neuro-Linguistic Programming. Asta este povestea pe care am auzit-o și de la Richard și de la John și de la Robert Dills, povestită exact la fel, ceea ce mă face să cred că este pe deplin adevărat. Am auzit pentru prima oară de Neuro-Linguistic Programming în
2001 sau 2002 sau 2000. Într-o carte de la Anthony Robbins a povestit despre așa. După aceea m-am dus și am citit și despre Erickson și despre Richard Blunter, John Grinder și am fost și la seminarul cu Robert Diltz și după aia am fost în 2011 sau 12 și la un seminar la Londra al lui Richard Blunter. Al lui Richard, da. Da. Acum, explică-ne puțin sau eu am să fiu your guinea pig. Poți să faci experimente pe mine și băieții de aici vor rămâne impresionați toată lumea. Cum exact poți să ajungi pe cineva? Prin ceea ce faci, adică sau prin ceea ce Richard Blunter cu John Grinder au inventat. Bun. Sunt anumite lucruri pe care Richard și John le-au preluat de la un filozof polonez, Korzybski, care a scris o carte despre care se spune că este cartea cel mai puțin citită din lume. Se numește The Science of Insanity, știința pierderii propriei minți. Și practic, această carte, care are vreo 800-850 de pagini, descrie din autoobservări și din tot soiul de experimente mentale pe care le-a făcut Korzybski, care este relația între realitate, percepțiile noastre, deci ce avem noi în minte, și acțiunile noastre. Cartea este scrisă extrem de greoi, e perfectă pentru a dormi, după o pagină, o pagină și jumătate, garantat adormi. Nici eu nu am ajuns cu ea decât pe la pagina 600, da? Dar așa în 5 ani de zile. Și deci foarte tehnică. Da. Da, și cu un limbaj foarte, foarte dificil. Echivalentul său din Europa este Tractatus Logico-Mathematicus al lui Wittgenstein. Asta nu are decât 64 de pagini, dar este a doua cea mai puțin citită carte din lume, pentru că te bagă automat în transă. Da, e foarte greu de urmărit, foarte greu de înțeles, e foarte condensat totul și cumva citești o frază și o rumeci 2-3 zile. La stilul ăsta se citește. Bun. Revin. Ei au citit cartea lui? Da, au preluat și au preluat din foarte multe concepte. Ea, acele concepte care pot fi efectiv aplicate în practică. Și principiul fundamental este următorul. Realitatea este ceva ce există în afara noastră, pe care noi o preluăm prin intermediul simțurilor și ceea ce noi numim realitate nu sunt decât imagini mentale, nu sunt decât construcții ale minții noastre care nu există decât aici în mintea noastră. De exemplu, noi acum suntem într-o sală absolut superbă în care mai sunt și alte persoane. Numai că, pentru mine, aproape tot timpul, singura persoană care există aici ești tu. De ce? Pentru că îmi concentrez atenția asupra ta. Și atunci, practic, cei care așteaptă să cânte și sunt cu instrumentele, pentru mine sunt doar un fundal care va veni efectiv în conștiința mea exclusiv dacă, într-un fel sau altul, schimbă ceea ce fac. Iar persoanele care sunt și mai departe de mine, pentru că nu mi-am drept în privirea acolo, ci le am doar în privirea periferică, doar când se mișcă, ajung să fie conștientizate de către mine. Așa funcționează creierul nostru. Mereu își găsește ceva, un subiect pe care își concentrează atenția, iar restul informațiilor sunt eliminate. De ce? Pentru că creierul are o capacitate limitată de a prelucra informațiile. Când e vorba de imagini, lucrul acesta este foarte ușor de verificat, că așa se întâmplă. Mai ales acum, în epoca telefoanelor mobile, ne-am obișnuit să ne concentrăm atenția pe 5 sau 6 inci diagonală,
Deci foarte, foarte focusați, iar restul lumii practic să nu mai există pentru noi, atâta timp cât telefonul ne transmite ceva important. Da? Ei, același lucru fac și urechile noastre. În sala aceasta există tot soiul de sunete. Ele sunt filtrate și de microfoane, astfel încât să sune foarte bine înregistrarea noastră, dar sunt filtrate și de urechile noastre. De exemplu, acum, pentru că vreau să aud și să dau exemple, aud respirația celor care sunt în jurul nostru. Dar până acum 30 de secunde nu auzeam. Nu era cuprinsă în conștiința mea. Același lucru se întâmplă cu gusturile, cu mirosurile și cu senzațiile corporale, cu partea kinestezică. Ei, cu cât învățăm să operăm cu mai multe informații, deci practic ne educăm creierul, chiar atunci când continuă să fie concentrat pe o persoană sau pe un subiect, să perceapă nu doar mișcarea care a fost acum, ci orice altceva care ar putea avea semnificație pentru noi, ieșim din limitarea introdusă de filtrele de atenție și începem să operăm cu mai multe informații. O să dau un exemplu. Zilele trecute lucram cu cineva care se confrunta cu imposibilitatea de a-și defini niște obiective pentru viitor. Și care, exact asta mi spunea, uite, stau și mă concentrez și mă strădui să găsesc soluții și să schimb lucrurile și să văd ce aș putea să fac complet diferit. Uitându-mă la persoana respectivă, am văzut efectiv echivalentul unui telefon de 5-5 diagonală. Și faptul că concentrându-se și lucrând cu aceleași informații și aceleași experiențe, îi este imposibil să reușească să schimbe ceva. Și atunci, ceea ce am făcut a fost să îndemn să treacă de la telefon la o tabletă. Tableta s-o transformă într-un ecran de calculator, pe urmă într-un televizor și pe urmă într-un ecran de la IMAX. 45 de minute au fost suficiente pentru ca persoana să schimbe complet tipul de informații cu care opera și să-și definească cu adevărat noi proiecte și noi planuri. Ei, această joacă cu, de exemplu, dimensiunea imaginilor, în limbajul NLP se numește programare, deci schimbăm programul cu care funcționăm, de la un telefon, la o tabletă, la un monitor, la un televizor și, pe urmă, la un ecran de IMAX, și operând cu mult mai multe informații decât cele pe care le selectam inițial, avem șanse mult mai mari să percepem altfel realitatea și să descoperim lucruri care există efectiv în jurul nostru, oportunitățile există permanent în jurul nostru, dar noi, mai precis filtrele noastre din creier, le elimină ca fiind neinteresante sau neatractive sau neoportune sau nepotrivite pentru noi. De la ce se trage? De unde ne vin aceste limitări, aceste limiting beliefs, credințe limitative? Mm-hmm. Are de-a face cu copilăria noastră, cu ce am auzit, cu ce... Este așa. Undeva între 3 și 6 ani preluăm, absorbim efectiv ca niște bureți de la părinți în primul rând, dar și de la alți adulți pe care considerăm importanți, de exemplu, pe care îi respectă părinții noștri și îi consultă atunci când au o problemă, preluăm niște reguli, unele de interpretare a realității. Viața este crudă, viața este o luptă, nu primești nimic fără muncă,
meserie, brătară de aur, etc., etc. Banii nu cresc în pom. Banii nu cresc în pom, exact, exact. Mănâncă exact. Tot în farfurie, sunt oameni săraci. Exact. Nu poți să faci nimic în viață dacă nu muncești. Exact, exact. Nu o să ajungi nimic în viață dacă nu știu ce. Nu iei 10 pe linie la școală și alte trăsnei de genul ăsta, pe care, în calitate de copii, auzindu-le repetate de adulții din jur, cu foarte multă convingere și văzând că ei în felul acesta își construiesc viața, le considerăm adevărate, nu le verificăm niciodată și le preluăm ca atare. Pe cum să le verifici la 4 ani, 5 ani? Adică așa le iei că... Exact. Așa e de la părinți. Exact. Exact. Le iei ca atare. Acestea sunt cele mai păcătoase dintre toate, pentru că ele se înscriu în subconștient. Da, în subconștient. Deci de 36 ani acolo e cel mai exact. Important. Nu 1, 3-6 acolo. 36. De ce? Pentru că acolo începe să vorbească, acolo începe să facă sens. Pe la 2 ani și jumătate, 3, copiii încep să-și construiască noțiunea de sine. De exemplu, al 4-lea nepot al meu... Să-ți trăiască. Mulțumesc, am 6. Al 4-lea nepot al meu, Dimitrie, este acum are 2 ani și jumătate și este acum în faza în care încă nu știe să spună despre el eu, arată spre el și spune tu. Al meu tot 2 ani jumătate. Exact. Așa. În schimb, a învățat puterea lui nu și o folosește dar nu știe foarte, să spună da. Exact. Al meu tot exact. Spune exact. Nu. Exact. Dacă spun vrei să mănânci, dar nu știe să spună da. Exact. Exact. Ei, în momentul în care ajunge să spună da, cam în aceeași perioadă ajunge să spună și eu și din acel moment, practic, conștiința se condensează și capătă continuitate. Nu mai sunt doar fragmente, ci capătă continuitate. Și de aceea, din acel moment, de acum fapt, copilul... Acum vorbește el, băie. Exact. Băie exact. E Andrei sau e, exact. E altul. Exact. Cum Dimi spune tu, da? Așa. Ei, în perioada asta, 3-6 ani, de fapt, ne încărcăm cu reguli de viață, reguli referitoare la relațiile cu ceilalți, reguli referitoare la bani, la profesie, la relația dragoste, cu... iubire, la sex, exact, la tot. Exact, exact, exact. Și cu regulile astea, alergi în spatele tău, în cărca ta, tot restul vieții. Exact, exact. Și dacă asta au fost oricât de... Iartă-mă, vă spun limbaj ca să înțeleagă toată lumea. Da? Dacă asta au fost... proaste, tâmpite, niște reguli învechite, niște reguli de la bunici în timpul războiului, cu niște frici, cu niște temeri, niște anxietăți, niște tot felul de rahaturi ale lor, tu le iei de bună și crezi că așa e realitatea. Exact. Exact. Ori ele, practic, ceea ce fac în creierul nostru este să construiască acele filtre care separă imaginile între potrivite și nepotrivite. Cele nepotrivite sunt date deoparte, valoroase și lipsite de valoare, iarăși date deoparte, credibile și incredibile și le dăm deoparte. Asta ar însemna că tot ce... Iată-mă ca să pot să facă sens. E perfect. Asta ar însemna că după aia orice aud că ai cineva spune ba da, banii cresc în pom, nu e adevărat. Exact. Pentru că tu știi că ei nu cresc în pom. Exact. Ba da, poți să ai o viață să fii de succes fără 10 pe linie. Nu e adevărat. Că tu o ai pe ta. Exact. Și, practic, în perioada 6-14 ani, începem să funcționăm în conformitate cu aceste reguli. Marea majoritate a copiilor sunt cuminți și acceptă, respectă ceea ce au învățat de la părinți. Peste asta vin și regulile învățate la școală. Și societatea și atunci... Exact. E, bine, cu cât mai ascultător ești, devii mai mielușel. Exact. Dacă ești mai rebel, poate reușești cumva să... Să scape. E, vine vârsta de 14, 15, 16 ani. Vine revolta din adolescență. Aia este șansa noastră. Aceea este șansa noastră. Să deci cu cât mai revoltat și mai asta exact. E copilul, cu atât mai... Exact. Da? Deci este perioada în care creierul nostru, practic, își reorganizează complet modul în care sunt legate diferitele structuri care ne construiesc conștiința. Dintr-o dată începem să vedem limitele și erorile și neputințele celor care până atunci erau zeii noștri.
începând cu părinții, profesorii, antrenorii. Încep să-ți pierzi respectul pentru ei? Exact. Starurile de TV sau cele muzicale. Și acea pierdere a respectului față de ei este șansa să câștigi respectul față de tine. Dacă îți pierzi respectul față de un părinte sau cineva, da? La o vârstă mult, mult, mult mai mică, înseamnă că ești mult mai matur de vreme? Ai cumva o fereastră de oportunitate să cureți măcar o parte din regulile preluate de la părintele respectiv. Wow, dacă tot e ca o sesiune, la 6 ani mă uitam la taică-mă că bea și ziceam, eu nu vreau să fiu ca el, nu vreau să beau de fi mare. Ei, asta este limita de la 6 ani, eu nu vreau să, numai că creierul nostru... Înțelege altceva. Exact, da? Nu operează cu nu. Deci creierul nostru lucrează cu imagini concrete, cu sunete concrete. Și atunci, în locul imaginii tatălui care avea un pahar de băutură în față, trebuie pusă altă imagine. Da? Deci eu nu vreau să fiu ca el, ci vreau să fiu ca altcineva. Da? Ei, asta se întâmplă, de fapt, în adolescență. În adolescență, dându-ne seama de limitările și greșelile și neputințele foștilor noștri idoli, începem să punem alți idoli, deci să ne luăm alte modele. Ce este frumos în adolescență este că acești noi idoli sunt valabili doar câteva luni sau 2-3 ani maxim. Îi schimbăm foarte des și foarte, foarte ușor. Și în felul acesta, de fapt, experimentăm o mulțime de alte reguli și din acel moment putem să ne construim convingeri în loc de credințe. E în comparație esențial. Cu credințele care le aveam când eram atunci. Exact. Credința înseamnă să preiei o regulă de viață de la altcineva fără să o verifici în niciun fel. Faci ce zice popa pentru că zice popa. Da? Popa, între ghilimele, fără și extinzând spre părinți. Exact, exact. Da? În schimb, în adolescență, verifici un tip de alimentație, nu ți se potrivește. Compari. Exact. Încerci altul. De ce tatăl ăla e așa, mama ăla e așa, exact. De ce ăla face așa, de ce... Exact. Sau vreau exact. Să fiu ca The Beatles, vreau să fiu ca... Exact. Și acela este momentul în care începem să facem curățenie în mintea noastră și în valorile noastre și în ce considerăm adevărat, valoros, important pentru noi și ne construim adevăratul eu. Ne construim cu adevărat personalitatea. Ei, cu cât adolescenții sunt mai cuminți, deci mai puțin rebeli, cu atât ratează mai mult această fereastră de oportunitate. Iar ulterior, în calitatea de adult, le va fi destul de greu să mai schimbe ceva. Și mai există încă o fereastră de oportunitate. Se numește criza vârstei mijlocii. Midlife crisis. Eu gândesc foarte mult în engleză și atunci... Da, problemă. Și așa. Atunci mai e un șoc care se poate întâmpla. Atunci se întâmplă următorul lucru. Constatăm că am jucat după toate regulile. Am jucat teatru, de fapt. Exact. Am făcut tot ce au așteptat ceilalți de la am noi. Am purtat măști, am învățat meseria care au vrut ei, am căsătorit cu cine au vrut ei, am făcut tot ce ne-au spus ei. Absolut. Și noi suntem nefericiți. Profund nefericiți. Și avem o senzație interioară aproape de disperare că trăim o viață care nu este a noastră și care nu ne aduce tipul de satisfacții pe care ni le dorim. Avem mașină, avem casă, avem familie, avem job, avem poziție socială, avem absolut tot ce, conform regulilor vechi, am definit ca fiind important pentru noi, dar nu ne avem pe noi. Parcă este altcineva, un actor, care joacă rolurile acestea într-un film în care noi, în cel mai bun caz, suntem regizori. În cel mai bun caz. Ei, și aici încep să fie. Demisiile de la servici și schimbarea bruscă a profesiei. Divorțurile
sau depresiile, anxietățile. Exact. Exact. Deci băutura, drogurile, exact, care, jocurile de noroc. Care nu fac decât să încerce să amorțească durerea care este una profundă și autentică. Ei, pentru că tot timpul ăsta te-ai conformat la ce ți s-a spus că trebuie să fii. Exact. Și aici este, de fapt, fereastra de oportunitate pentru ce se numește dezvoltare personală. Pentru că este momentul în care, făcând mai mult din ceea ce ai făcut, nu obții nu obții nimic în plus, nimic care să aibă sens pentru tine. Și atunci, în lumea un pic mai evoluată din punctul acesta de vedere, de la job, oamenii își iau un an sabatic. Deci își iau un an, deci având oarecare rezervă de bani, un an în care să nu mai facă ceea ce făceau. Sau alții își dau demisia. Demisia de obicei e... Foarte prea mare pasul. Exact. Dar anul sabatic este ceva inteligent pentru că îți dă ocazia un an să te ocupi de pasiunile tale. Și ocupându-te de pasiuni, de fapt, revii undeva în adolescență. Și ai șansa să refaci, să rescrii regulile tale de viață. Și la sfârșitul anului să decizi dacă te întorci la același job sau dacă nu cumva pasiunea se dovedește a fi extrem de lucrativă. Iar acum, de exemplu, cu Patreon și toate modalitățile similare de finanțare a pasiunii cuiva, există efectiv o susținere din partea societății pentru ca fiecare care trece printr-o astfel de criză să se redefinească și să-și găsească o cale alternativă prin care să-și plătească și facturile, dar în același timp să dăruiască ceva ce doar persoana aceea poate să aducă societății. Din perspectiva mea, ce se întâmplă în prezent, în ultimii circa 20 de ani, este acest lucru. Persoana devine mai importantă decât societatea. Pentru noi, cei crescuți în socialism, comunism, este aproape de neînchipuit lucrul acesta. Tot timpul noi eram în slujba societății. Ei, acum lucrurile... E societatea în slujba noastră. Exact. Daniel, mie sau la unul trebuie să o dai aici la cineva. Da. Suntem de guinea pig, cum să spun, experimentul tău. Așa. Sau oricare dintre noi pe care vrei tu, sau pe mine, sau pe cine vrei. Fă-ne ceva, fă-ne o mică demonstrație. Bineînțeles, nu e ceva magic, nu e o cutie magică. A unui lucru. A unui lucru să poată să vadă ceilalți de acasă, adică să înțeleagă despre ce vorbim. Ok. Păi, practic... O frică, o temere, sau... Da. Care e cea mai ușoară? Trebuie pornit... Cel mai ușor, care ar fi cel mai ușor? Partea de gestionare a fricilor este una din zonele de excelență din NLP. Deci dacă este cineva... Ce frică aveți? Are o frică... De înălțime. Wow! E perfect aceasta. De obicei, frica de înălțime are la bază o imaginație foarte bogată. Deci în momentul în care ajungi să fii aproape de marginea respectivă, deja creierul construiește imaginea căderii în gol și ce se poate întâmpla. Am făcut o citire a gândurilor. Da? La mine e frica de sărăcie. Frica de sărăcie. Am înțeles. Dar la mine frica de sărăcie, stai să spun ceva. Asta e foarte interesant pentru tine ca pasiune. Da. Nu este reprezentativă doar mie. Reprezentativă tuturor nouă țiganilor. Am înțeles. Ok. Lăsăm un pic înălțimea un pic mai încolo și venim la sărăcie. De ce? Pentru că nu fac parte din etnie, dar din perspectiva de român, și românii au frica de sărăcie.
Și e puternică. Și e, deci mai ales în partea aceasta de sud și Moldova este foarte, foarte puternică. Și atunci cred că va fi interesant pentru cei care ne urmăresc. Și atunci, întrebarea din NLP cu care începem lucrul este una foarte, foarte simplă. Cum îți dai seama, Damian, că ești sărac? Și în timp ce Damian se gândește la răspuns, nici nu va trebui neapărat să împărtășești. Deci eu pot să lucrez și fără conținut, fără împărtășire. Explic de ce punem această întrebare. Pentru că aducem la suprafață regulile care fac selecția despre care vă vorbeam. Din copilărie. Exact. Regulile care ne arată că, uite, asta ne poate sărăci sau asta ne poate îmbogăți. O situație sau o altă situație. Da? Dacă nu muncesc toată ziua până îmi vine spume, așa, fără motiv, mă trezesc de la 6 dimineața până la 2 noaptea, și dacă nu fac nimic, doar să stau treaș în continuu să mă stresez, că dacă nu fac asta, am să mor, am să fiu sărac. Am să mor. Deja... Dar murind de foame. Așa, murind de noi. Foame. Bun, deci deja sunt mai multe, da? Eu merg pe am să mor. De ce aleg am să mor? Tocmai pentru că în momentul în care creierul generează o astfel de imagine, cea a morții, exact ca la căderea în gol, automat se activează alte resurse interioare, cele de supraviețuire. Da? Numai că aceste resurse de supraviețuire sunt folosite pentru a crea acea agitație, spumele acelea, bravo, agitația fără eficiență. Da? De ce? Ca și cum am fi căzut în apă și nu știm să notăm și dăm din mâini și exact din picioare. Exact asta fac 16 ore, 17 ore pe zi. Așa. Ok. Și atunci... Și nu dă nici rezultat. Păi normal că nu dă rezultat. Cum să și dea? Și după aia, oricât ai primi financiar, nu poți să te bucuri de ei, pentru că nu că... Dar nici nu mai înțelegi, pentru că tu ești în continuu în aceeași frică. În zona de dezvoltare personală este metafora aceasta a unui șoarece care a căzut într-o oală cu lapte. Dă mult, mult de tot din lăbuțe și în felul acesta se face un bulgăre de unt și urcă pe unt și scapă. E frumoasă metafora, dar eu n-am văzut-o... Eu dau de mult timp, n-a mai rămas lapte. Așa. S-a uscat și tot dau un gol. Am înțeles. N-a devenit unt. Am înțeles. Și atunci, putem merge până la zona de adolescență, când facem diferența între adevărat și neadevărat. Și o să te rog să te gândești dacă ai văzut vreodată pe cineva care a murit de foame. Ai avut această experiență? Nu. N-am văzut pe nimeni care a murit de foame. Pe ce ne facem? O să rog să-ți aduci aminte, te duc acum un pic mai spre copilărie, de povestea unui om leneș, cu muieții posmagii, da? Deci, boieroaica spune, am un depozit plin cu pâine uscată, el întreabă, dar mi-o mai cineva în apă ca să pot să-i mănânc? Nu. Și atunci... El spune, duceți-mă, oameni buni, la râu și aruncați-mă ca să termin cu viața asta. Deci, oamenii nu mor de foame, ci mor doar când decid că nu mai au de ce să trăiască. Ai văzut vreodată pe cineva care a murit pentru că a hotărât că nu mai are de ce să trăiască? Da. Și eu l-am văzut pe tatăl meu. Pe tatăl meu. Ai auzit cum am spus? Și eu l-am văzut pe tatăl meu. A băut până când s-a... Da. Deci, moartea fie vine că s-au terminat bateriile corporale, fie vine pentru că
O alege omul. Exact. Mintea alege moartea. Și atunci te voi întreba, Damian. Aici pun sărăcia și aici pun moartea. Spuneai că sărăcia înseamnă moarte. În NLP numim asta echivalență complexă. Ce am făcut înainte a fost să demonstrăm că nu există o legătură directă între moarte și sărăcie. Și nu știu dacă la un moment dat ai avea de ales între moarte și sărăcie. E mai bine sărac. Mai bine sărac. Moare fericit, normal, ce trăiesc. Și o să-ți împărtășesc ceva ce am văzut în zona Călugăreni. Am văzut cei mai fericiți oameni pe care i-am văzut vreodată. Și eu urmăresc foarte mult oameni. Eu sunt un observator de oameni. Era vorba de o familie de etnie romă. Soț, soție, undeva până în 20 de ani, cu 3 copii. Erau într-o căruță, se întorceau de la câmp, nu aveau nimic în căruță, dar era atâta dragoste și atâta armonie și atâta bucurie în imaginea aceea și în relația dintre ei, încât pentru mine ei au rămas înscriși efectiv până la moarte. Și în același timp, hainele erau căruța era una peticită și chinuită și așa, iar calul care trăgea căruța... Exact. Da? Deci era însă și imaginea sărăciei. Și atunci te voi întreba, preluând ce ai spus tu, pune aici sărăcia și ai spus că vine și cu bucurie. Și validez și am propriul meu exemplu. Și pun aici bogăția. Deci moartea e aici, până aici bogăția, un pic mai sus. Da? Dacă ar fi să alegi între această sărăcie plină de bucurie și această bogăție aproape de moarte, aș alege sărăcia cu fericire. Mm-hmm. Ori, practic, spumele despre care vorbești sunt exact iluzia aceasta. Că dacă ești bogat, ești fericit. Și scap de moarte. Da? Sunt convins că știi ce a spus Steve Jobs în acea cuvântare faimoasă de la Stanford. Dacă ar fi ceva pentru care aș da absolut toți banii pe care i-am câștigat, ar fi încă 2 ani de viață. Dar din păcate e prea târziu. Medicii mi-au dat câteva luni. Da? Deci... Bun. Și atunci, hai să vedem. Hai să vedem ce aduce cu adevărat și ce dă cu adevărat valoare vieții. Niște posesii, adică bani, imobile, mașini, lucruri de genul acesta, sau tipul de experiență ca cele despre care am vorbit. Deci o familie liniștită, fericită, complet relaxată, chiar dacă căruța este goală și trasă de un cal costeliv. Asta ar fi, dar pare pentru felul în care am fost crescut și pentru felul valorilor pe care le-a văzut toată familia, că toată familia e în aceeași depresie, că dacă ai bani ești fericit, pare o utopie, pare o... dintr-un film. Parcă nu pare real. Văd imaginea, dar parcă nu mă lasă creierul să spun că e adevărat. Înțeles. Bineînțeles, este filmul rusesc. Da. Am întâlnit Țigan fericiți. Da? În care, la rândul lui, descrie exact același lucru. Libertate, independență, autodeterminare, asociate cu lipsa de conectare cu aceste valori. Deci alte valori în locul acestor valori.
Și atunci, iarăși te voi întreba. Ai cunoscut și țigani bogați? Da. Mm-hmm. Nu să spun. Ar fi prea banal să spun. Nu e așa că erau nefericiți. Prea... Nu. Aveau confort. Aveau confort, exact. Dar nu înseamnă că erau fericiți. Exact. Da. Și am cunoscut și țigani bogați care erau și fericiți. Okay. Sau fericiți. Că nu pot să dai o definiție exact. Nu erau un continuu fericit. Că fericirea... Vedeam că și acum câteva zile un citat foarte mișto. Da. Un filmuleț cu Will Smith care a spus ceva foarte interesant. Și mai, l-am văzut și mai de mult. Și am zis, da? Vreau să împărtășesc asta cu tine. Da? Fericirea nu înseamnă că ești doar plăcere. Exact. Nu, fericirea înseamnă liniște. Exact. Exact. Fericirea înseamnă să fii... Exact. Împăcare cu sine, simplitate și ușurință în a realiza tot ceea ce... Da, fericirea nu înseamnă plăcere. Exact. Și satisfacție din lucruri mărunte, absolut mărunte, dar care e aproape continuu prezentă în viața ta. Aceasta este fericirea. Ce oamenii în general consideră fericire este exaltare. Este o bucurie dusă la extrem. Dar e o falsă etichetare. Și atunci o să fac așa. O să te rog să pui tu aici propriile tale imagini de persoane care nu neapărat sunt bogate, ci din perspectiva societății poate chiar sărace, dar sunt fericite. Și își trăiesc viața în conformitate cu propriile valori. Nu vin prea multe. Poate să fie... Unul singur, e în spatele meu. Mugur. Așa. Mugurel. Așa. Da. Și să te rog să pui aici imaginea cuiva care are confortul despre care vorbeai, dar nu neapărat e obsedat sau obsedată, poate fi și o femeie, de a avea mai mult. Deci se bucură de avere, se bucură de confort, dar nu-și dorește neapărat mai mult. Ok. Și acum să te las pe tine să găsești modalitatea în care să combine aceste două imagini. Ok. Și uite, eu o să... Că îți urmăresc privirea și atunci te ajut și îmi spui când este să mă opresc sau... Mm-hmm. Damian a înclinat, și-a îndreptat capul, ceea ce înseamnă că, de fapt, a ieșit din vechea programare care îl ținea cu capul înclinat și plecat și își face propria programare, propria regulă de viață. Așa. Și să lăsăm imaginea asta aici. Ok. Și să mai punem două stări. Aici este fericirea, așa cum ai descris-o tu. Și aici este moartea, așa cum ți-ai imaginat-o, că s-ar putea întâmpla dacă n-ai fi hiperactiv. Deci, hai să le construim. Deci, aici e moartea și aici e fericirea. Ce facem cu el? Pentru că ele sunt, de fapt, cele care susțineau vechea regulă. Eu caut fericirea ca să fug de moarte. Am înțeles. Ok.
Deci, practic, tu ești undeva pe aici, da? Cauți fericirea. Filmul lui Will Smith este exact în căutarea fericirii, da? Și să fugi de moarte. Deci, îmi imaginez că este ca și cum ai fi în poziția aceasta, cu fața spre fericire și cu spatele spre moarte. O să-ți propun un experiment. Dă-ți voie să te întorci și să privești moartea în față. Moartea în față. Nu mi-e frică de ea. Și atunci de ce ai fugit de ea? Dacă nu ți-e frică. Credeam că era talpe. Wow, era totul invers. Le aducem împreună? Da. Deci moartea și fericirea sunt același lucru pentru mine. O să te rog să analizezi un pic ce ai spus. Moartea și fericirea sunt același lucru pentru mine. O să pun în cuvinte. Moartea înseamnă fericire, fericirea înseamnă moarte. Ai auzit vreodată regula asta că n-ai voie, n-ai dreptul să fii fericit decât după moarte? Să fiu fericită când o să mor, bunica mea. Și atunci, hai să punem moartea acolo unde e locul ei. Foarte departe. Da? Și să extindem fericirea fără frică de moarte pe toată viața ta. Ce se schimbă? Așa în corp. Ce devine posibil? Incredibil. Nu trebuie neapărat să pui în cuvinte, dar te voi întreba. Ce sau cine devii tu dacă îți dai seama că moartea nu e neapărat ceva de care ar trebui să te sperii? E ceva ce undeva se va întâmpla și încep să-ți dai voie să fii fericit fiecare clipă a vieții tale. Ce devii? Cine devii? Mulțumit. Și acum îți spun una din cele mai grele întrebări de coaching. Damian, tu meriți să fii mulțumit? Am să răspund sincer. Ar trebui. Ar trebui. Ar trebui este cea mai slabă formă în limba română de transmitere, de formulare a unei dorințe sau a unui obiectiv. Ar
este condițional optativ. Ce înseamnă asta? Că aștepți niște condiții pentru ca de-abia atunci să decizi. Nu, atunci să decizi dacă meriți să fii mulțumit. Da. Iar condițiile sunt exterioare. Și atunci te întreb. Cine ar trebui să-ți dea voie să fii mulțumit? Eu. Cine ești tu, cel care ar trebui să-ți dai voie și încă nu ți-ai dat? Pentru că acum am ajuns exact în zona în care este personalitatea, falsul eu versus adevăratul eu. E o bătălie între falsul eu care spune, pe da, dar nu ești destul încă ca să fii mulțumit, că n-ai făcut și aia, n-ai ajuns să faci și aia, n-ai făcut. E o bătălie aici. Corect, corect. Chiar aici e bătălia. Așa, așa. Acum, poți să lași bătălia să continue și atunci nu se va schimba practic nimic. Da? Sau poți să găsești în tine soluția, resursele, modalitatea prin care să oprești odată pentru totdeauna această bătălie. Este în tine soluția. Trebuie să fiu mulțumit pentru că eu am făcut totul cu mâna mea, de fapt. Din nou este ar. Nu, sunt mulțumit pentru că am făcut eu cu mâna mea totul. Ok. Am putea formula ceva de genul acum și de acum înainte îmi dau voie să fiu mulțumit. Acum și de acum înainte dau voie să fiu mulțumit. Pentru tot ceea ce fac cu mâna mea. Pentru tot ceea ce fac cu mâna mea. Sau găsește tu orice... Nu, e bună. E bună? Acum și de acum înainte, sunt mulțumit pentru tot ce fac cu mâna mea. Mm-hmm. Îmi place că ai scos îmi dau voie, da? Bun. Și atunci, ca să rămână, să nu fie doar o joacă la, în fața camerelor, o să te rog să găsești ceva care pentru tine să simbolizeze această permisiune pe care ți-ai acordat-o. Ceva care să-ți aducă aminte oricând de începe eventual acea bătălie, că de fapt tu o poți opri și o poți opri dându-ți voie să fii mulțumit pentru ceea ce faci. Și deci trebuie să găsesc un obiect, o persoană, orice? Orice. Ceva ce ție să-ți aducă aminte de lucrul acesta. Andrei, Fimiu. Știu. L-am văzut. Am văzut înainte să spui. Da. Ok. Deci de fiecare dată când îl vezi pe Andrei sau îți aduci aminte de Andrei, asociază imaginea lui sau experiența contactului cu el cu mulțumirea pentru ceea ce ai realizat. Și ce vei realiza de aici încolo.
Mulțumesc frumos. Din tot sufletul. Deci, n-am făcut decât să punem în practică ceea ce înainte părea o teorie, dar aici este geniul extraordinar al lui Richard Bandler. El se descrie ca un inginer căruia îi place să facă lucrurile să funcționeze. Și când găsește ceva disfuncțional, simte nevoia să le facă să funcționeze. Și așa cum el l-a tot privit pe Fritz și ascultat pe Fritz Perls, la rândul meu am petrecut ani de viață alături de el, privindu-l și... Nu-mi vine să cred, cu toate că știu, că e atât de ușor. Da. Da. Și este atât de ușor pentru că mergem exact pe structurile mentale care stau la baza lucrurilor și atunci nu pierdem timpul. Parcă lucrează ceva aici. Da. Și va continua. Deci... Cel puțin toată noaptea da, asta. Da, și zâmbet pe față, vezi? Exact. Deci ești aproape alt om. Da? Aș vrea să scând ceva acum. Ascult, cu mare plăcere. Scrimi-te ceva singur cu noi. Scuze, băieți. Și îmi dau voie să fiu mândru de ce am făcut. Ai toate motivele. Ai absolut toate motivele. Ai putea asocia starea asta și cu experiența de a cânta la Nai și de a te exprima. E tocmai asta, e că de ani de zile niciodată nu sunt mândru. De ce, nu eram mândru de ce făceam. Da. Deci atunci poți să ai doi declanșatori. Păi asta a fost imaginea lui Andrei. Asta am și vrut imaginea, să văd. Exact. Andrei și muzica. Exact. Mulțumesc mult. O să mai spun ceva. Te rog. Atâta timp cât suntem la școală și orice fel de asemenea formare condusă de un profesor, mi se creează iluzia perfecțiunii. Că ar trebui, exact cum Will Smith căuta fericirea, ar trebui să
căutăm perfecțiunea, dar ea e la baza curcubeului. Deci niciodată nu o putem atinge. Frumusețea nu este perfectă. Frumusețea este cu totul altceva decât perfecțiune. Și în calitate de minunat solist, știi foarte bine că pauzele, rupturile de ritm, imperfecțiunile sunt de fapt cele care te exprimă și te schimbă dintr-un robot care execută o partitură în cineva care deschide sufletul și lasă pe ceilalți să pătrundă în sufletul tău. Cei care s-au uitat la noi, cum te pot găsi sau care este modalitatea prin care pot începe un proces sau să te contacteze dacă au nevoie sau cum crezi că e? Știu că nu e ușor să te contacteze, dar care crezi că e cea mai bună modalitate pentru ei să... Da. Dacă unii vor să-și îndeplinească cumva, să schimbe ceva la ei, să... Eu din 2018 nu mai țin cursuri, din 2019... destul de rar mai țin sesiuni de coaching. De aceea, de căutat, de găsit sunt foarte ușor de găsit. Daniel Bichiș pe Google, duce la daniel-bichiș.ro, site-ul meu. Numai că recunosc că nu am mai scris niciun articol pe blog, cred că din 2019. E așa. O vreme am fost formatorul. Spuneam că și partea de coaching cumva a început cu mine. Iarăși pe verificate, în 2001 eu am deschis primul cabinet de coaching din București și din România, inspirat exact de Tony Robbins. Deci în 2000 chiar l-am cunoscut și el atunci promova foarte, foarte mult coaching-ul. Și după multă practică de coaching, am fost cel care a conceput în mare parte curricula de formare a unor coach profesioniști. Asta a fost pentru mine partea de misiune. Acum, ce fac eu este că nu vreau să intru în concurență cu cei pe care i-am format. Și atunci, la mine ajung oamenii care au fost pe peste tot și nicăieri nu au reușit. Și atunci, de obicei, este vorba de contactare așa, prin intermediul celor care mă cunosc și știu ce pot să fac. Și lucrez în genul acesta de situații. Altfel există un site sau o resursă pentru alții profesioniști pe NLP care oamenii ar putea să contacteze, nu? Da. O asociație. Da, este Asociația Română de Coaching Profesionist. Site-ul este arc-pro.ro și acolo găsesc inclusiv... Și NLP. Da, inclusiv absolvenții ai cursurilor noastre și pe care îi recomandăm cu mare, mare căldură. Eu nu mai sunt atât de activ, mă concentrez pe alte elemente, probabil că la un moment dat voi apare și cu ele, adică exact înainte să înceapă nebunia numită pandemie, aveam pregătit să lansez iarăși un concept complet nou pentru România. Dar contextul acesta de perturbare socială majoră a făcut să nu existe condițiile propice pentru asta. Vom vedea cum trecem peste iarnă și
poate totuși primăvara viitoare reușesc să lansez partea aceasta. Se numește Design Thinking și se referă la cultivarea capacității de a ne crea viitor. Deci nu doar de a vindeca rănile trecutului, ce am făcut... De a proiecta așa? Viitor. Exact. Și de a proiecta viitor. Cu propria ta gândire, adică exact, design thinking. Exact. Și are o parte de care începe din NLP. În NLP îi spunem planificare retrogradă. E o denumire cumplită. Este așa. Putem chiar să facem asta. I'm all yours. Ca să terminăm orice ce am început. Cam câți ani vrei să lași până când confortul și fericirea și mulțumirea de sine să devină constante în viața ta. Deci să te definească. Cam cât am vrea să lăs? Adică când aș vrea să înceapă? Da, cam cât timp vrei să-ți lași până când lucrul acesta să devină realitatea ta de zi cu zi? Eu aș vrea și mâine. Și mâine. Om înțeles. Mâine e foarte bine pentru schimbarea asta. Atunci hai să facem așa. Schimb formularea. Ce mâine? Deja ești așa. Da? Planifică-ți câteva lucruri care pentru tine au foarte mult sens, iarăși nu trebuie neapărat să le împărtășești. Și pe linia asta de viitor din fața ta, plasează-le într-o anumită succesiune. 3-5 realizări care chiar să te facă să fii foarte mulțumit de tine și să-ți semnifice că efectiv ai schimbat ce aveai de schimbat. A fost iarăși, cred că o veche programare, a fost iarăși accomplishments, cum să spun eu, da? realizări profesionale, da? Sau materiale. Deci nu e. Nu, trebuie să regândesc, stai puțin. Mm-hmm. Ok, o dăm pe asta puțin într-o parte. Da. Da? Deci, da, va deoparte. Deci aici este partea profesională. Da? Și acum hai să o lăsăm pe asta curată. Realizări, împliniri, accomplishments in your life, în viața ta. Da, fără profesional. Fără profesional. Profesionalul merge de la sine. E, alt om? E prea simplu. E Andrei, să mă duc la pește, să joc tenis, să... Mi se pare prea simplu. Dar e acea formă de confort de care ți-ai dat seama? Ok. Am văzut că ai ajuns undeva pe aici. Da. Sau chiar la nu, perete. Acolo. Chiar la perete. Ok. Atunci, dacă am fi în cabinet, te-aș ruga să te ridici și să te duci efectiv acolo. Ok. Pot, Cristi? Nu. Okay. Așa. Mă bazez pe imaginația ta extrem de creativă. Și atunci, fii acolo, ești la pește, cu Andrei, totul este simplu, exact cum am descris, merge de la sine, funcționează conform nevoilor și așteptărilor tale. Și din perspectiva aceea, transmiteți 1, 2, 3 lucruri care să te ajute ca aceasta să fie calea vieții tale de aici încolo. Deci niște reguli ce contează cu adevărat, ce este preferabil,
ce ți se potrivește. Și acum, știind toate acestea, aplică regulile pe viața ta de aici și acum. Și dă deoparte sau trimite în spatele tău vechi model. Da. Tot ceea ce ar putea să fie în contradicție cu aceste noi reguli. Și profesional, și în relația cu ceilalți. Relația cu tine ca manager, antreprenor, responsabil de salariile altora. Iarăși tot profesional, în relația cu tine, ca artist, în toată complexitatea cuvântului. Și iarăși, în relația cu tine, ca om, ca persoană. Relația ta cu tine. Eu cu mine. Și acum, verifică dacă linia asta mai există, cea cu profesia, cu așa, și pe cât posibil măcar apropiele sau fele cumva complementare. Am completat. Exact. Da? Nu pot să-mi pune. Perfect. Perfect. Wow. Incredibil. E atât de simplu. Noi definim realitatea în mintea noastră și dacă schimbăm regulile cu care operează mintea, de fapt noi schimbăm realitatea, relația cu realitatea. Totul era dificil pentru că eu vreau să fac lucrurile dificile. Exact. Și mie mi se pare tot un efort, în loc să le fac simplu. Exact. E simplu. Exact. Și asta este una din marile probleme ale sistemului de învățământ din România. Mi se dau spre rezolvare tot soiul de probleme complicate, din ce în ce mai complicate, dar care nu au nicio legătură cu realitatea. Această evaluare PISA... Și rămâi așa toată viața. Exact, exact. Și ai senzația că totul este o problemă și totul e un efort. De... Totul e efort, e un efort. Exact, de... da. În schimb... Da, de multe ori nici nu apreciam lucrurile pe care le fac simple și oamenii apreciază, pentru că în gândul meu era cum e posibil să... Apreciez urmea lucrul ăsta care e așa de simplu. Ar trebui să fie mult mai dificil. De exemplu, Adineauri, când ai cântat absolut sublim. A fost ceva total simplu și ceva din suflet. Ei. N-aș fi cântat așa înainte. Ei. Îți voi spune... E singurul lucru pe care îmi permit să ți-l spun. Acesta este criteriul de bogăție pentru tine. Ești bogat atunci când faci lucrurile simplu, natural. Și îți aduc imediat mulțumire. Deci nu când le termin, ci efectiv în timp ce le faci. Și nu când le amân, pentru că vreau să le fac mai dificil și mai dificil exact. Să lucrez la ele. Exact. Mulțumesc mult tot, Daniel. Din tot sufletul. Îți mulțumim pentru toți. Băieți, mulțumim cu toții. Felicitări. A fost un podcast extraordinar. Sper să...
o să spun tradițional, o să-ți dea Dumnezeu sănătate și tot ce-ți dorești, ție, familiei tale, și îți mulțumim mult tot, pentru că ești genial în ceea ce faci. Îți mulțumim mult. Mulțumesc, că sunt pur și simplu un canal prin care se transmite ceva ce chiar funcționează. Să rămână mult! Acest podcast este pus în mișcare de Autonom, partenerul de drum lung al șoferilor și al companiilor pentru soluții de mobilitate, prezent la nivel național.